a ajuns una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi, câștigă 20.000 de euro pe lună și își face timp și pentru familie. Alina Ceușan ne spune cum reușește să le facă pe toate, dar și care este regula pe care o respectă cu strictețe atunci când este cu soțul și băiețelul. How long will I love you? As long as stars above you. Ne-a adus așa un calm în viață, o ordine. Fac mult mai multe lucruri decât făceam înainte. Nu știu ce făceam cu atât de mult timp liber până la urmă. În rolul ăsta de părinți mi se pare că te învață foarte multe lucruri, reiei unele lucruri din copilăria ta și înveți despre corp, despre tine, despre copil, despre relația dintre voi. E cel mai frumos, îmi place mie să spun, cel mai frumos proiect ever. De exemplu, când sunt cu Rock sau când sunt cu Raul și am timpul ăsta dedicat familiei, să pun telefonul între ghilimele pe mod avion, poate nu chiar pe mod avion, dar să nu-l bag în seamă și când sunt la lucru, cum sunt acum, să fiu 100% aici. Îmi dau seama că atât de mult, pe cât mi-ar fi plăcut ca Rock să fie aici cu noi, mai ales că este vorba de un magazin pentru copii, în același timp e mai ușor să mă concentrez dacă sunt fără el și îmi fac treaba și sunt 100% dedicată. De asta îmi place cumva să împart lucrurile așa și să fiu prezentă pe cât posibil. Viața de familie e cumva, deși se împletește foarte bine cu viața profesională, e cea mai importantă pentru mine. Știți că vin destul de des la București, de câte ori pot să mă întorc seara sau măcar a doua zi cât de repede acasă ca să fim împreună. Cred că e foarte important cumva, după cum am zis, să fii prezent acolo în fiecare moment, fie că ești la lucru, fie că ești cu copilul și atunci cumva lucrurile iau așa o turnură bună de-a lungul timpului. Urmează vreo vacanță în trei sau... Plănuim, îmi doresc să merg de ziua mea în Maldive cu Raul și cu Rock, probabil și cu sora mea, cu ai mei. Vrem să facem așa o escapadă, mi-aș dori foarte mult ca și părinții mei să ajungă să vadă insulele astea minunate. Și deocamdată cam asta este vacanța pe care am plănuit-o, ne-am dorit să mergem și în state anul ăsta. Sunt multe lucruri pe listă, dar unele lucruri se împletesc și cu partea de colaborări și lucruri pe care vrem să le facem, niște proiecte speciale pe YouTube. Dar o să vă ținem la curent pe Instagram, ca de obicei, sau pe TikTok, acolo aflați toate lucrurile. Este greu să te duci într-o vacanță cu cel mic? Este cel mai frumos lucru și cel mai greu în același timp. Deci dacă n-am făcut la prostii cât am fost plecat așa într-o destinație exotică cu el și l-am și lăsat să facă prostiile astea pentru că plecasem fără bonă, fără mamă, fără nimeni, fără niciun ajutor. Și cumva a fost așa și un moment în care noi ne-am conectat foarte mult, dar pe de altă parte mi-a băgat la duș încărcătorul de la baterii, de la aparatul foto, a făcut cu apă prin toată baia care era o adevărată cameră acolo. A pus lapte praf în fierbătorul de ceai. A făcut toate prostiile pe care putea să le facă un copil într-o vacanță. You know I love can save it all. După 2 ani mi-a mai schimbat și eu puțin silueta după naștere. Nu pot să zic că a fost ușor, a fost o întreagă călătorie. Merg la sală, încerc să merg măcar de 2-3 ori pe săptămână. Nu am făcut așa o obsesie din treaba asta, deși la un moment dat mergeam mai des. Încerc să fac sport pe terasă, să merg pe jos, de colo-colo, dacă am posibilitatea să alerg cât de mult pot după Rock, pentru că și asta te solicită foarte mult. Și cred că este ceea ce e super important este dieta. Uite, o să mă duc, de exemplu, luni să-mi fac niște... teste de intoleranțe și așa mai departe, să văd ce lucruri într-adevăr nu sunt benefice corpului meu. Și cred că asta contează în primul rând pentru siluetă, în primul rând partea de ce mâncăm în bucătărie, după aia sportul și mișcarea.